Următorul model îl facem iar pe nod. Vom avea un trandafir 3D făcut pe top mat, însă se poate face și pe top lucios. Construit cu art pasta, știți ce este? Este un produs, un gel de modelare ce poate rămâne la suprafață, nu are strat de dispersie. Vom suprapune mai multe straturi pe care le vom usca între ele. Se usucă foarte bine în profunzime, chiar și în strat mai gros. Ca și fundal am ales o ojă nud și o pată de sclipici în fundal pe care o dispersăm ușor. După uscare vom aplica un top mat și peste el modelăm cu pastă un boboc de trandafir. Vom începe prin a forma o cupă. Amestecăm pasta înainte de a o folosi. La fel este indicat să faceți cu orice gel de pictură sau de modelare sau orice gel color pentru a obține calitatea maximă. Cu o pensulă subțire vom modela tot trandafirul pas cu pas. Luăm gel pe pensulă și modelăm la fel cum facem și la extensii. Cine lucrează cu gel îi va fi foarte ușor. Adică, după ce poziționăm gelul pe unghiuță în forma necesară, încercăm să-l ținem în aer, mai adăugăm un pic dacă este nevoie, pentru a-l modela în 3D. Formăm practic o cupă în exterior. Faceți mișcări rotitoare pentru a lăsa gelul exact acolo unde este nevoie și uscăm în lampă. Uscăm aproximativ 30 de secunde, 1 minut. La sfârșit vom usca mai bine toată construcția, însă numai puțin de 30 de secunde, dacă aveți volum mai proeminent. Lucrăm puțin cu pensula subțire și în partea de sus a cupei pentru a sugera bordura petalelor, uscăm în lampă și intervenim cu încă un strat. Depinde ce volum doriți să obțineți. Eu l-am făcut suficient de înalt, dar totuși îmi doresc să mai măresc un pic volumul, așa că voi trece peste toată floricica încă o dată. Mă mișc cu pensula într-o parte și în cealaltă, cu mișcări rotunjite, pentru a modela cupa așa cum trebuie, pe rotund. Pasta își păstrează foarte bine relieful, așa că vă puteți juca oricât, fără să riscați să se modifice sau să pice forma. Când sunteți mulțumite de rezultat, uscați. În continuare, vom accentua petalele. Adăugăm treptat în partea de sus una, după care coborâm mai jos vis-a-vis, mai adăugăm o petală și mai jos, iar vis-a-vis o altă petală, pe care în continuare le vom ridica mult. Dar treptat, pas cu pas, nu vă grăbiți. Prima petală va pleca în interiorul bobocului. Între ele, toate aceste elemente se pot usca în lampă ca să nu vă fie frică că stricați ceva după. Dacă vă place rezultatul, jumătate de minut în lampă este suficient. Uscăm și putem interveni chiar și peste, imediat după 30 de secunde, pentru a ridica volumul. Însă mie îmi place să fixez întâi toate petalele, după care le ridic treptat. După ce poziționați petala pe acest boboc și lăsați gelul de pe pensulă să rămână pe bobocel, atunci puteți interveni iar pe această petală, abia vă atingeți de gel și îl ridicați în sus, ușor, prin atingere ușoară. Nu vă grăbiți să faceți prea mare volum din prima. Cu fiecare următoare mână veți ridica volumul
și îl puteți face, îl puteți ridica foarte mult, fără să riscați să se rupă. Pasta este foarte rezistentă, numai să nu deranjeze la purtat. La bobocel îi facem baza și o crenguță, o bulinuță sub el, din care o să iasă o crenguță fină. Aici chiar nu este nevoie de volum, trebuie să fie linia cât mai subțire, să fie elegant. Din această crenguță vom face încă două mici lateral, de care se vor lega niște frunze, veți vedea în continuare. Între timp mai facem câteva petale la trandafir. La orice etapă vă puteți opri, pentru că și un boboc foarte, foarte fin este elegant, fără să-i mai adăugăm foarte multe petale. Eu, ca de obicei, nu mă pot opri, însă dacă ați făcut un element în plus, puteți să luați oricând o pensulă curată și să ștergeți acel element, să-l luați practic de pe suprafață. De aceea este bine să uscați orice element nu ați face, îl uscați, îl fixați în lampă 30 de secunde, după care puteți continua fără frică. Veți vedea în continuare cum voi face cu petala pe care am făcut-o anterior, care nu-mi place. Este în plus practic și o vom elimina cu o pensulă curată. O pensulă mai mare, nu la fel de subțire ca și aceasta. Între timp am pictat și niște frunze foarte finuțe, adică luăm puțin gel pe pensulă, apăsăm pentru a scăpa de gel și a-l lăsa pe suprafața unghiei, după care ușor îl tragem spre vârf și spre crenguță, formându-i niște linii foarte fine în ambele direcții. Adică toată greutatea va rămâne pe centrul frunzei. Apăsăm în partea centrală a frunzei, după care ne ridicăm și mergem spre interior și după, dacă nu este vârful suficient de subțire al frunzei, putem lua un pic de gel exact din centrul frunzei cu pensula curată și îl întindem, îl facem mai subțire spre exterior. Aici am luat pensula curată și am eliminat frunza, am șters de tot frunza care nu mi-a mai plăcut. Petala de la floricică și voi face una mai micuță, mai finuță, mai apropiată de bobocel, însă poate rămâne și fără ea, nu trebuie să vă complicați. După ce ați fixat toate elementele, v-ați făcut o idee cum ar trebui să arate trandafirașul, venim cu încă un strat peste câteva petale. Și la fel, aici este foarte important să fixați unde va fi partea petalei cea mai ridicată, acolo punem pensula plină cu gel. După care ușor ne atingem de acel loc și ridicăm, îl facem mai pronunțat, mai în relief. Și spre exterior, adică într-o parte și în cealaltă petalei, doar îl ducem ușor subțire, apăsând pe pensulă pentru a diminua relieful. Sper că a fost destul de clară. Mai repet încă o dată. Punem pensula, după ce am umplut-o cu gel, pe partea centrală a petalei, după care într-o parte și în cealaltă vom duce doar niște firicele de gel lipite practic de suprafață. Adică scoatem în relief, în special, partea centrală a petalei sau partea pe care o dorim să o accentuăm mai mult, să o scoatem mai tare în relief, să o scoatem în evidență. Ați văzut că acest gel își păstrează bine forma, așa că noi, cu pensula curată, după ce am aplicat gel pe petală, din partea centrală a petalei putem interveni un pic, ne atingem ușor de gel și scoatem la suprafață, scoatem spre exterior. Spre exterior și în jos sau spre exterior în sus, depinde ce direcție vreți să-i dați petalei. Veți vedea că nu este greu deloc.
ce facem dacă nu avem asemenea pastă? Este bine să aveți un polytop sau un top 3D sau în diverse firme o numesc diferit. La noi se cheamă stone gel, adică un gel foarte gros, care nu are strat de dispersie și rămâne bine în relief. Cu el facem florile din sticlă, picăturile de rouă și alte elemente voluminoase, însă este transparent. Îl au mai multe branduri și cred că îl cunoașteți și voi. Puteți combina acel gel cu un pic de gel de pictură alb, însă trebuie să fie gelul foarte pigmentat pentru a nu-i schimba textura acelui top. Veți obține un alb lăptos cu care la fel de frumos veți putea modela asemenea floricică. Aici, pe alocuri, am intervenit de 4 ori, am ridicat, unde am vrut să fie relieful mai puțin pronunțat, doar de 3 ori am intervenit peste acele petale și venim doar în vârf. Doar în vârf, răsucind sau ridicând petala în direcția în care avem nevoie. Și fiecare element vine uscat jumate de minut în lampă. Pare un model de lungă durată, însă dacă lucrați la două mâini, nu pierdeți deloc timp, adică până se usucă un element la o mână, pictați la altă mână și tot așa. Ați văzut că aici avem un video de 13 minute. Dacă mai adăugăm timpul de uscare de 30 de secunde la fiecare element, la fiecare rând, de fapt, de ridicare, vom avea încă, să zic, un 2 minute în plus. Și eu zic că 15 minute la ambele mâini nu este un timp pierdut, în special că, oricum, cred că pentru merese, adăugați câte o jumătate de oră la timpul normal cu care faceți întreținerea sau extensia. Și la frunze adăugăm câte un pic din ambele părți, lăsând mijlocul frunzei goală și încărcând din două părți, la fel începând din mijloc, adică poziționăm pensula cu gel în partea centrală, după care tragem într-o parte și în cealaltă câte un firicel subțire. Am mai adăugat și niște ierbuță pe lângă, tot cu alb. Gelul fără strat de dispersie îl uscăm bine, încă 2 minute suplimentar după ce am terminat toată lucrarea. Rămâne lucios, pe fundal mat, arată foarte bine. Nu trebuie degresat, sigur rămân clientele mulțumite.